solubilă, interziți, deci la săculețul solubilă e voie doar pelete și boilies. Și la cântărire suplimentară facem la 15 saci și peștele peste 10 kg. Amurul de fiecare dată. Seara, bine ați venit la ferma de cal de la Tiosic, care vă invităm toți concurenții la masă de la Cupa Challenge și cu această ocazie vă dorim un concurs plăcut, fir întins și poftă bună de la restaurantul Giros King din Biharia. Echipa CAI din Timișoara, pescuim pe standul 6, pe Balta de Osig, a doua vizită pe Balta, a fost o dată anul trecut la un concurs cu soția. Prima zi de concurs, trecut aproape 12 ore, pești prindem, vedem, până vine e cale lungă. Cum a făcut un cântar? Pentru noi oarecum municel, câți am avut? 14-15 bucăți, ceva de genul ăsta, 2-3 pești mai frumușei față de ceilalți. Media mică, dar e ok. Vedem peste noapte ce se întâmplă. Stăm pe bețe. Mulțumim! Salut, suntem ACS Voința Lugoj. Suntem pe stadul 5 la ferma de crab de Osig. Am început cu curs în jurul orei 7 dimineața. Până acum, după atâtea furtuni și ploi ce am prins astăzi, am reușit să punem la sac undeva în jur de 14 pești. Și mai mici și mai mari. Cel mai mare în jur de 6 kg. Rest, vedem ce va fi în continuare. Sperăm să fie un concurs frumos. Vă salut, suntem echipa Mivado, Micu, Ioan, vă numesc, Simi, Pop și cu Cristi, Petruse. Suntem pe standul 4, de pe sectorul A. O zi frumoasă cu ploaie, cu multă ploaie. Am nădit, așteptăm să vină peștii mai mari.
am luat ceva la cântar, am dat ceva exemplare mai mici. Așteptăm să vină peștemal. Pe cum vedeți, deja în direct. Cred că sunt undeva aproape. Trebuie să vă aduc noroc ca să vezi un pește mare acum. Da. Că vorbeam de ei. Da, chiar așa de mare. Da. Unde este pește mic? Vine și ce mare. Suntem echipa Car Plus. Inițial ne-am înscris ca și Ștefanovici, dar acum ne numim echipa Car Plus. Suntem, cred că a patra oară la un concurs organizat aici de Florin. Numele este Novak Adrian, Robert Soltețchi și Ștefan. Dabici Ștefan, cunoscut și Ștefanovici. Și a fost o zi ploioasă, n-am mai prins de mult patru furtuni în aceea zi. Ne-am cam udat toate hainele, dar peștele o răspuns și n-o răspuns. Eram obișnuit poate cu un pic mai mult la Diosic, dar nu, nicio zi nu seamănă cu alta și poate mâine vom prinde mai bine. Am cântărit în jur de 20 de pești, cred. Nu știu exact cantitatea, n-am apucat încă să ne uităm pe fișa de concurs. Vedeți Car Club, Stelian Vadiu, Ovidiu și Raul. Prima zi la Diosic, cum ați început concursul? Am început foarte greu, pentru că am încurcat și ploile astea, plouă soare. Cum uite, iar e vremea informația, nu se știe când apare altă ploaie. Am început greu, acum mai spre pămas am început să punctăm și noi. Am făcut vreo 12 pești. Nu ne-am fixat o strategie, tot tatonăm terenul, să zic așa, că nu cunoaștem zona și pescăm și sus și mai jos. Încă nu ne-am fixat o strategie, urmează. Suntem în tatonări. Deocamdată prindem bine jos, văd, prinzător de aproape de ponton. Pentru prima zi sunteți mulțumit de rezultat, de ce ați prins? Păi, având în vedere vremea și faptul că nu cunoaștem bine zona asta, eu zic că da. Sper să recuperăm. Echipa Ilie Marius și partenerii pe lacul Diosig, al treilea concurs la care participăm pe acest lac. Este un lac frumos, natural. Prima zi a fost foarte ploioasă. Sperăm ca următoarele să fie mult mai bune. Doresc baftă tuturor pescarilor. Cum sunt capturile pe prima zi? Capturile avem în jur de 30 de kilograme, vreo 7 pești. Suntem echipa Tabus Bites din Oradea. Suntem pe standul 11, care nu l-am pescuit încă până acum. Început greu de partidă, dar avem speranțe pe viitor. Acum vom vedea ce aduce noaptea. Suntem pregătiți, așteptăm pești. Suntem echipa Esențial Carpim, suntem pe standul 12 la Cupa de la Diosig, o baltă foarte frumoasă. De început, acum în prima zi, mai greu, ca de obicei. În început mai greu, peștii au dat drumul mai greu, alții au depus, alții nu încă, dar sperăm că bătrâna să fie mai bine. Salut prieteni, numele meu este Daniel Suciu, fac parte din echipa Dudi by 2. Ne aflăm la un concurs pe balta de la Diosig, o baltă care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Din păcate, vremea nefavorabilă a făcut ca peștii să nu colaboreze chiar de la începutul concursului cu noi, dar să sperăm că pe măsură ce vom
intra în concurs, exact, mulțumesc, o să înceapă să colaboreze mai bine cu noi. Cam atât pentru început și să sperăm că o să vă arătăm capturi cât mai frumoase pe viitor. Salutare, suntem King Carp, suntem pe balta de la Diosig, un concurs greu, standul numărul 18, deocamdată stăm destul de ok, vedem, mai este mult până la final. Vă dorim fire întinse tuturor participanților și să ne vedem la final cu bine. Salut, suntem echipa V-Casting din Cluj, că le vedeam cu partenerii Rus Florin și Kiril Dorel. Suntem personal exprimate pe Diosig, am tras standul 17 C4. Ce să zic, am venit pregătit pentru orice, pescuim și pește mic și pe la pește mic și încercăm și captură. Cum se pare balta? Balta superbă, standurile foarte frumoase. Vremea nu ne-a prelasă, ieri nu ploua toată ziua, astăzi ne bate vântul toată ziua. Ne descurcăm cum putem. Despre pești, am prins și ieri destul de bine. Noaptea nu am avut activitate, ieri am prins foarte mult pește mic. Azi a început să crească în mărime. Avem activitate, suntem mulțumiți momentan. Salut! Vă aflați în stand la echipa Bărbos Carp Team, la ferma de crab Diosig, standul numărul 16, un stand, aș zice, mediu. Deocamdată peștii nu cooperează cum am vrea și cum suntem obișnuiți. Sperăm ca să-și revină și să avem rezultate cât mai bune. Salutare! Suntem echipa Generalii Carp Team, participăm pentru prima oară pe carpodromul de la ferma de crab Diosig. Am tras la sorți standul 21, care din ce ni s-a spus este un stand destul de bun. Și chiar să văd rezultatele, ferma de crab Diosig are foarte multe exemplare de crab care sunt foarte bătăioase, suntem chiar încântați cu drilluri foarte calitative. Am și pierdut mulți pești, dar pe ansamblu, după ultimul clasament, ne situăm destul de bine și sperăm și la mai mult. Am avut și o captură a zilei și așteptăm finalul, să sperăm că fericit pentru noi. Le doresc la toți participanții fire întinse și sperăm să mai revenim și cu alte ocazii pe acest lac superb. Mulțumim domnului Florin pentru invitație și domnului Roman pentru lacul care îl deține și
în continuare are grijă ca toți pescarii de crab din România Fair Play să fie, să zic, fericit să aibă un lac ca acesta de a pescui pe el. Așa ceva n-am văzut de când. Era să nu mai fără băți. Noroc că avem frâne la mulinete. Ziceai că nu vă trage și era să nu mă trebuie fără băți. Da. Hai cu de la mare. E gras. Dar acum a plecat. Salut, numele meu este Mircea Pancu, fac parte din echipa Cobra Team. Suntem din localitatea Deva și la a doua participare aici pe balta de la Diosig. O baltă foarte frumoasă, foarte bună și destul de echilibrată, zic eu. În concursul care este acum în desfășurare am avut un start destul de bun. Am avut la primul cântar 77 de kg, al doilea cântar de pe baltă, nu știu, parcă 80 de kg a fost cei de pe locul 1. Însă a venit noaptea și cu venirea nopții se pare că ne-a cam plecat peștele din zonă. De azi noapte până acum, iată, suntem pe la ora 12, abia reușim să mai prindem câte un pește de aici, de acolo. Deci, efectiv ne-au părăsit. Sperăm să se întoarcă bancurile de crab și în zona noastră și atunci, evident că vom începe să prindem iarăși bine. Salutare, suntem echipa Ghiții Bays pe standul 19. Ne aflăm în componența Călin Câmpian, Ghiți Ghiușan și Sorin Doroptei. Suntem pentru a 5-a oară pe acest frumos lac. De 4 ore am reușit să luăm 4 locuri aici. De data asta nu ne prea merge. Am mai pescuit o dată aici. Da, trecută ne-a mers. Acum încercăm să facem ce putem. Chiar ne place în mod deosebit acest lac. E unul din cele mai frumoase lacuri din zona de nord a țării. Venim cu plăcere întotdeauna și să sperăm că o să mănânce și peștele în continuare. Deocamdată nu prea avem ce arăta, drill-uri și așa, decât pe noi. Mulțumim! Bună ziua, suntem echipa Elite Baits. Suntem la balta ferma de crab Diosig. O baltă minunată, standul 10. Deocamdată în urma clasamentului, dar începem să prindem pește. E o baltă cu răsturnări de situații. Să sperăm că vremea bună o să ne ajute și pe noi. A fost o zi de ploaie și furtună. O baltă care îți rezervă tot timpul surprize mari și o adevărată plăcere să pescuiești pe balta asta. Aș pescui oricând, am mai participat la concursuri din zona. Sper să mai particip în continuare, sper să mai și câștigăm. Și ne doresc tuturor concurenților fire întinse.
Bună ziua! Hello! Standul nou, Cool Bites. Ne aflăm pe lacul Diosig, balta 1 de concurs. Eu împreună cu colegii mei, adică eu, Costel Stanciu, Coșerean Rodinu, Tipea Cristian, am venit pe, la concursul organizat la Challenge de domnul Pavel. Balta este super ok, merge bine, ca și orice pescat se putea să meargă și mai bine. Sperăm să prindem un timp cât mai frumos, până acum a fost numai ploaie, timp foarte urât, vânt foarte tare, dar totuși încet încet peștii răspund și vom încerca să facem, să dăm tot ce putem din noi ca să putem să prindem cât mai mulți pești și cât mai frumoși. Și cu asta noi vă explicăm tot, la revedere, fire întinse, pa! Pe standul 8, în sectorul B, e un lac frumos, am fost cel puțin de vreo 3 ori, cred că e a 4-a oară acum când vin. Un lac care îmi place, e natural, îmi place și de patronul care îl patronează, e, se ocupă de lac, a făcut niște pontoane faine aici, a amenajat, e un lac deosebit, crapi frumoși și sănătoși. Și ce să zic, luptăm aici vreo 21 de echipe, să vedem până la urmă cum va fi. Cum sunteți acum? Pe ce poziție după al doilea cântar? Da, după al doilea cântar suntem în sector pe locul 1, iar la general suntem pe locul 2. Însă diferențele sunt mici și se poate întâmpla multe ca în orice concurs, dar speranța moare ultima. Deocamdată nu suntem la jumatea concursului și până la urmă mai este. Vedem. Ne aflăm pe lacul Diosig, la Cupa Challenge, unde suntem și parteneri. Reprezentăm magazinul Avat Marilis Cluj-Napoca. Am nimerit pe standul care și-l dorea toată lumea de pe lac, vestitul stand 7, cel mai greu din punctul nostru de vedere, foarte, foarte multă agățătură. Am pierdut foarte, foarte mulți pești, am reușit să prindem puțini. Un stand care și-l dorea toată lumea, noi nu ni l-am dorit, l-am prins, asta este, vremea nu ține cu noi, peștii nu prea comunică, vedem ce se întâmplă până pe vineri și se termină. Sperăm să facem o treabă bună, pentru că toată lumea știe că e un stand care dă multă cantitate de pește. Noi nu am reușit să facem mult deocamdată. Ești liber, nu? Bă, nici nu, așa, și rău. Bună ziua și bine v-am găsit! Salutări de la ferma de crab Diosig. Participăm la Cupa Challenge, organizată de colegul nostru Florin Pavel. Bună ziua, sunt Florin Pafel, organizatorul concursului Cupa Carp Diosig Challenge and Avat Parilis. Ne aflăm la jumătatea concursului, până acum
după 48 de ore de concurs, s-a prins o cantitate totală de 4 tone 300 de kilograme de crab. Echipele sunt foarte mulțumite de concurs, se prinde în continuare, o să vedem mai târziu cum o să funcționeze balta. Primul rând să vorbesc despre lac. Vin aici cu plăcere la acest lac. Așa cum am mai spus, am avut o discuție, cred că am venit de vreo, cred că e a patra oară. E un lac care îmi place, e un lac natural, cu mult stuf, cu multe vegetații. Cred că e singurul lac care l-am întâlnit, cel puțin la noi în România, unde crapii se reproduc natural. Sunt crap de toate generațiile, începând de la cât palma și până la, știu eu, cât cei mai mari aici, probabil că ar fi până între undeva 15-20. Eu am luat un amur aici anul trecut de în jur de 20. Crab mai mare, momentan am luat unul aproape de 12, însă sunt și exemplare frumoase. Momentan este captura zilei, să zicem așa. Da, e captura momentană, da, captura zilei, da. Îmi place, mă simt bine aici și datorită faptului că patronul lacului, cel care se ocupă de acest lac, Roman, mi-e și prieten și e un om extraordinar, a pus mult suflet aici, puține lacuri, piste de concurs găsești unde vezi ce a făcut omul ăsta, grupuri WC-uri la două standuri, cum am observat eu, pontoanele astea, uite aici căsuță, să nu te plouă și asta, adică a făcut, zic eu, destul de mult pentru acest lac. Am înțeles că a mai făcut și niște populări cu niște exemplare mai frumoase. Îmi place cel puțin zona Ardealului, că și oamenii parcă sunt diferiți. Ne simțim cu toții bine. M-ați întrebat de ștand. Ce să zic de ștand? Eu cred că e un ștand bun. Luptăm, nu știu, am fost pe unul pe sector. Ieri, azi eram pe trei pe sector. De seară vom mai vedea. Urmează să mergem la cântarul de seară. O să facem cântarul și să vedem la sfârșitul zilei cum stăm cu cantitatea de pește prins. Să vedem cum a funcționat pe timpul zilei, balta. E un stand destul de greu, care e plin de agățătură, se pescuiește greu pe el. Da, e multă agățătură, așa este, a trebuit neacomodat destul de greu, din cauza că a trebuit să găsim niște coridoare pe unde putem, am scos niște, puteam și să arătăm niște buturugi. Am pescuit numai cu un nailon de 40, am pierdut câteva exemplare frumoase de crab care n-am putut să le scoatem. Dar îmi place așa în agățături, în ăsta. În general, am câteva recorduri ale mele personale. Am luat cărligul de aur cu un crap mai mare. Am un record personal și chiar mondial. N-am avut niciun crap sub 20 de kilograme într-un concurs de pescuit. La Moțonco am un record în 115 ore, am avut în fiecare minut, la fiecare 9 minute am avut un crab, un crab la 9 minute, care e un record bun, zic eu. La prod am un record personal, să zic, alții au luat mai mult ca mine, adică am luat 3 tone și am ieșit pe 2, cei de la Betamix m-au luat cu vreo 200 de kilograme sau cât a fost, nu mai știu, în fine. Dar, ce să zic, îmi place, la anii mei, da, sunt puțin pescar care s-ar mai lupta, poate că mai am eu câte un tânăr de ăsta lângă mine. Care... Apropo, cu cine sunteți în echipă? Că sunteți, da, și o echipă. Eu sunt în echipă cu băiatul meu, cu Irinel, și am un prieten bun, pe Vasilică, ungureanul din Turda. Văd că noi, în timp ce discutăm, se tot prinde pește, da, pe stand. Da, ei prinde, da, așa este. Da, se punctează aici de la un kilogram și mai prindem și sub un kilogram și trebuie să-i... Și eu, când am intrat în stand, v-am întrebat
dacă gătiți sau la ce pescuiți, pentru că mirosea prăjitură, tare bine mirosea prăjitură. Să zic ceva despre anăs, da. Păi ce să zic despre anăs, poate vorbi multe. Eu toată viața mea mi-a plăcut să inventez. Eu am fost între primii pescari care am scos năzile solubile, laptele de porumb, toată lumea știe și... Solubile, da. Da, mi-a plăcut mereu să inventez, să fac ceva. Anul ăsta am scos o bilă care îi zice record, o bilă care pot să o fac și solubilă în câteva minute, s-a topit și care să reziste, știu eu, 5, 6, chiar 7 ore în apă și o nadă care e cunoscută de mulți pescari, e Grambelul, cum l-am botezat eu, o nadă de atracție, care atât eu cât și alții au făcut treabă foarte bună, e o nadă umectată cu foarte multă betaină în ea, betaină naturală, nu vorbesc de... ce se vinde pe piață, de, așa cum am mai avut noi o discuție înainte, mi-mi place să folosesc multe lucruri mai naturale, așa, betaină naturală, Robin Red, cum e botezat de... autohton, Robin Red autohton. Așa, da, bagă tot felul de el, eu în loc de la folosesc, acum îmi dau și secretele, boia de ardei dulce, uite, mă ascultă, da, stau băieții tinerete aici așa. Stau băieții și da, trage cu urechile. Ei, așa stau cu spatele, dau urechile așa da. Să dar, atenție către noi. Da. La noi la pescar de multe ore. Haideți mai aproape ca să auziți. Să vorbești de atâtea secrete, dar cred eu că nu s-a chiar contează și locul și ștandul și pe lângă cine ești. Și eu am câștigat, am bătut pe unii, am luat bătaie de la cine nu m-am așteptat. Asta e viața. Băieții de la arbitraj, arbitrii stau acolo și ascultă, dar pot să audă. E bine, arbitraj, dar e concurent peste 3 săptămâni, viu aici și o să zic, uite mă, îți mulțumim că l-am bătut pe tatanițul. O să vă bate cu armele noastre. Dar eu mă mulțumesc și dacă iau locul 2 după el să ia locul 1, nu-i problemă. Și da, mai facem glume, da. Dar vedeți că acum probabil că tu ai filmat pe aici pe baltă și se vede puține lacuri găsești cu atâta vegetație pe margine. E un lac plin de viață, asta ziceam, plin da, de viață. Da, și fel de fel de păsări. Plin de activitate, plin de mișcare, da, păsări. Da, de mișcare și... Păie de pește. Mie îmi place, chiar vorbeam cu Roman și... Îi ziceam că s-ar putea face ceva așa ecologic, cu păsări, cu, uite, unele păsări care le vezi mai rar, care le văzut pe aici și eu știu, da. La asta trebuie să te ajute și statul și cum e la noi care... Da. Uite, un pește frumos. Uite, băieții, scoate, uite, a luat un crab de vreo 4 kg. 4-5 kg. Și am băieții aici muncitori. Vasilica, ăsta e ca spiritul. Mișcă bine, da. Păi salutăm pe Vasilică, da. Cu peștele lui, da. Pe fiul noastră. Ia uite, da, se face cu mâna. Meu, să trăiți picioare îmbrăcați în alb, să ne-i bată soarele. Noi mulțumim pentru... Și eu vă mulțumesc și ce pentru să zic. Mica discuție. Cei mai buni să câștige la acest concurs. Țineți aproape, venim cu noi detalii, vă mulțumesc.